avem așa, denumește florile care apar în imagine. Avem așa aici, crizantema, care am cules-o, și aici tufănica, da? Spune cu ce sunet încep și formează câte o propoziție despre fiecare. Cu ce sunet începi crizantema? Crizantema. Te întreabă cu ce literă începi prin... Ca. C. C. Da? Eu asta e, da? Spune, dar nu contează. Da. Așa. Tufănică, da? Prima literă, da? Așa, și formează câte o propoziție despre fiecare. Hai. Cu crizantemă. Face o propoziție. Adică eu am... Eu am cules o crizantemă. Foarte bine. Eu am cules o crizantemă. Și pentru tufănică. Am mirosit floarea. Am mirosit o tufănică. Așa. Am mirosit o tufănică. Ok. Mami, poți să spun de unde? De unde putem cumpăra flori? De la florărie. 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 Deci putem cumpăra flori de la florărie sau de la supermarketurile mari care au și acolo raionul lor special de flori, da? Sau poți să găsesc flori? Da, sau... Da, da, aici zice de unde le putem cumpăra, da? Tu dacă ai în grădină nu poți să le cumperi, le culegi. Ok? Colorează desenul care ilustrează florăria și realizează împreună cu un coleg un dialog pe tema florărie. Deci trebuie să colorez toată partea asta, da? Și avem aici de făcut un dialog pe tema la florărie. Și din cauza că n-ai coleg, ai să faci cu mine, da? Și eu încep așa. Eu merg cu mașina la florărie. E rândul tău acum. Hai. Unde mergem? Plec singură la florărie. Hai. Da? Întreabă-mă, ce fac acolo? Ce faci acolo? Cumpăr o floare pentru bunica ta. Haide, dar întreabă. Eu... Haide, ce mai pot să mă întreb dacă eu ți-am zis să cumpăr o floare pentru bunica ta? Chiar o să cântezi ziua la bunică. Ziua bunicii este pe 28 noiembrie. Adică mâine. Adică după... Adică mâine, când ne trezim. După ce ne trezim? Da. Hai, mai întreabă ceva. Ce floare ai? Îi cumpăr o crizantemă. Ce culoare? Portocaliu cu galben. Hai! Eu am luat un om de zăpadă. Ai cumpărat un om de zăpadă? Da. Luminează? Nu, merge. Merge? De unde ai cumpărat omul de zăpadă? Tot de acolo. Din supermarket? Vrei să-l faci cadou bunicii? Spune-i! Pentru tine? Pentru mine? Dar ce cadou îi dai bunicii? Cumpărat un ren care tot merge. Deci ai cumpărat un ren care merge, da? Ok.
Sper că o să se bucure bunica pentru cadoul. Poți să-i alcălărez dacă vrei. Este un ren mare? Foarte bine. Continuă scrierea liniilor după model. Și aici ai de făcut linii. Ce culoare vrei? Pink? Aici. Hai, facem scrierea și după aia colorăm florăria, da? Hei, foarte bine. Trebuie să fac un atât, da, da. Hai până atunci aduc creioane, că scotul preț. Alea patru și după aia ai să faci tu în partea de jos. Fără model, da? Exact cum ai făcut și până acum. De sus în jos, da? Nu de jos în sus. Hai. Continuă. Le faci o leacă oblici, da? Ei, dar nici chiar așa, mamă. Uite-te la primul model și așa trebuie să faci și tu, da? Așa? Ai făcut-o prea oblică, haide. Așa? De asta e cea mai bună, cred că. Sau, da, și uite, și asta de aici. Așa. Dar vezi, te las o leacă de spațiu între ele. Așa? Mhm. Te oprești la linie, da? Și de aici te-a pus să colorezi florăria.